Aproximativ 300 de cazuri de hepatită acută virală de tip A au fost înregistrate în ultimele 4 luni la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța. Din numărul total, 53 de persoane au fost internate, iar 42 sunt copii cu vârste de până la 14 ani. Pentru a preveni răspândirea bolii, primăria orașului a alocat peste 1,6 milioane de lei pentru achiziția de materiale dezinfectante în școli. Unitățile școlare au autonomie. Noi le repartizăm sumele conform fundamentărilor dânșilor, dar întreaga procedură de achiziție le aparține. Sper ca în termen foarte scurt unitățile școlare să își achiziționeze materialele pentru care au întocmit referatele și de asemenea să execute lucrările de primă urgență la care s-au angajat. Colegii mei au făcut comisie mixtă. Am repartizat sume atât pentru achiziția de materiale igienico-sanitare, dar și pentru cheltuieli materiale și cheltuieli de investiții urgente, ce pot fi realizate până la sfârșitul anului. Medicii specialiști ne recomandă să respectăm regulile de igienă personală, dar și a copiilor. Hepatita A se mai numește boala mâinilor murdare, așa că trebuie să fim atenți la modul în care ne spălăm pe mâini. Simptomele sunt următoarele: grețuri, vărsături, dureri abdominale, oboseală, astenie și piele colorată în galben. Pe lângă cei 53 de pacienți cu hepatita A, internate mai sunt și persoane cu afecțiuni de sezon, precum și 3 bolnavi de gripă.